Capitolul 9. Era un om din Beniamin numit Chiș, fiul lui Abiel, fiul lui Țeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui beniamit, un om tare și voinic. El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel, și îi întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Măgărițele lui Chiș, tatălui Saul, s-au rătăcit, și Chiș a zis feului său Saul: ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te de caută măgărițele. Saul a trecut prin muntele lui Efraim și a străbătut țara Șalișa, fără să le găsească. Au trecut prin țara Șaalim și nu erau acolo. Au străbătut țara lui Beniamin și nu le-au găsit. Ajunseseră în țara Țuf, când Saul a zis slugii care îl însoțea: haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgărițele, să fie îngrijorat de noi. Sluga i-a zis: iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el, dar poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Saul a zis slugii sale: dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci și nu avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem? Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul: uite, eu am la mine un sfert de siclu de argint. Îl voi da omului lui Dumnezeu și ne va arăta drumul. Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: haidem să mergem la văzător. Căci acela care se numește azi proroc se numea odinioară văzător. Saul a zis slugii: ai dreptate, haidem să mergem. Și s-au dus în cetatea unde era omul lui Dumnezeu. Pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit niște fete care ieșiseră să scoată apă și le-au zis: aici este văzătorul. Ele le-au răspuns: da, ia-că-l înaintea ta, dar du-te repede. Astăzi a venit în cetate, pentru că poporul aduce jertfă pe înălțime. Când veți intra în cetate, îl veți găsi înainte ca să se suie la locul înalt să mănânce, căci poporul nu mănâncă până nu vine el, fiindcă el trebuie să binecuvinteze jertfa. După aceea mănâncă și cei poftiți. Suiți-vă, dar, căci acum îl veți găsi. Și s-au suit în cetate. Tocmai când intrau pe poarta cetății, au fost întâlniți de Samuel, care ieșea să se suie pe înălțime. Dar cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul înștiințase pe Samuel și îi zisese: mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. El va scăpa poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis: iată omul despre care ți-am vorbit. El va domni peste poporul meu. Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porții și a zis: arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului. Samuel a spus lui Saul: eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălțime și veți mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, căci s-au găsit. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Saul a răspuns: oare nu sunt eu beniamit, din una din cele mai mici seminții ale lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel? Samuel a luat pe Saul și pe sluga lui, i-a vărât în odaia de mâncare, le-a dat locul cel din tâi între cei poftiți, care erau aproape 30 de inși. Samuel a zis bucătarului: adu porția pe care ți-am dat-o când ți-am zis, pune-o deoparte. Bucătarul a dat spata și ce era pe ea și a pus-o înaintea lui Saul. Și Samuel a zis: iată ce a fost păstrat, pune-o înainte și mănâncă, fiindcă pentru tine s-a păstrat când am poftit poporul. Astfel, Saul a mâncat cu Samuel în ziua aceea. S-au pogorât apoi de pe înălțime în cetate și Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperișul casei. Apoi s-au sculat des de dimineață și, în revărsatul zorilor, Samuel a chemat pe Saul de pe acoperiș și a zis: scoală-te și te voi însoți. Saul s-a sculat și au ieșit amândoi, el și Samuel. Când s-au pogorât la marginea cetății, Samuel a zis lui Saul: spune slugii tale să treacă înaintea noastră. Și sluga a trecut înainte. Oprește-te acum, a zis iarăși Samuel, și îți voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.